am fost bătut, am sunat la 112 de către niște consilieri ai primarului. Uitați ce mi-a făcut, m-a nenorocit. Ia uitați, vedeți? Bătut, ia uitați, uitați cum arăt, m-a căzut pe jos, mi-a luat telefonul, ia uitați, mi-a luat telefonul, o să dau socoteală, o să dau socoteală, tu, cu baiou, o să-mi aduci telefonul și o să dai socoteală în fața legii. Acum vine poliția. Duceți-le de aici, vă rog. Doi, i-am luat pe mine. Și tu la fel. Și tu la fel, și tu mai bătut, mi-ai dat numai cu picioare în cap. O să ajung la pușcărie. O să ajung la pușcărie. Cu doamne, nu vezi ce e pe mine? Nu mă vezi cum arăt? Nu vezi, se pare puțin? Nu mă vezi, uite-l. Uite, care a fost la chef. Sunt la chef acolo. M-au bătut, m-au omorât, mi-a furat, mi-a spart telefonul, mi l-a luat cu totul. Că i-am filmat la chef aici. Pentru că așa am vrut să-i filmez la chef. Așa, ia uitați. Ce problemă? Vedeți? Vezi cum a bătut? Ce problemă aveți? De ce? Că am chemat la 1-2. Cum? Ce problemă? Nu se vede, domnule, ce probleme am? Păi ce probleme aveți? Că nu înțeleg. Sunt bătut, domnule, de ăștia. Sunt bătut de ăștia. Cine? Păi cine? Primarul, care a băgat mâna mine să mă scoată, da? Și cu ăla care era cu tricou, cu maieu. Stați liniștit. Stați liniștit, domnule, că nu. Ce problemă? Nu e chiar așa, cum? Nu e nicio problemă. Ce mă, gata, s-a terminat acum? Nu mai dați bătaie, domnilor! Nu mai dați bătaie! Ia uitați cum fug de la chef! Ia uitați! Nu mai dați bătaie! Hai, mai dați că vine poliția acum! Hai! Să vedem! Am zis, domnule, că vine poliția! Ce faceți? Nu mai dați bătaie? Unde-i telefonul meu? S-a închis tot! Bravo vouă! Ia uitați! Ia uitați! Nu mai dați bătaie, domnule! Ce te pitești acolo jos? Ia uitați! Chef, de chef! Și bătaie! Stai liniștit că poți să mă bați acum că vine poliția! Poți să mă mai bați! Stai liniștit! Ce vrei, mă? Ia uite ce mi-a spus! Băi, ce vrei, mă? Vrei să lești pe ăsta? Vino, mă, cu-a! Vino, cu-a, că vine poliția acum! Vino, cu-a, să vezi! Tu nu vezi, domnule, că m-au omorât ăștia! De ce te auzi? Ce cauți? Păi de ce? Întreabă-i de ce? Dar ce cauți de filmezi? Vedeți și vezi de treabă, ce drept cauți, scandal, cauți? Uite ce mi-a făcut. Uite ce mi-a făcut. Uite ce mi-a făcut. Uite că m-ați nenorocit. Hai răbdare, hai să vezi acum. Hai să vezi acum. Dorește, n-am misibii, m-au târât pe jos, m-au bătut, m-au nedorăcit. Dar ce cauți, ce filmezi, dumne, dar e treaba mea, este o instituție publică. Dar ce vrei să fii, vrei? Păi n-ați văzut ce acolo, că ziua primară face chef? Păi și-i treaba dumneata, dumne, problema mea, ceea ce fac, dar nu trebuie să mă bată, să mea. Unde-i telefonul? Aduceți-mi telefonul, că mi-a spart cu totul. Ești 5 milioane, nici l-am plătit. E luat în abonament. E tâlcărie asta, să știți. E tâlcărie asta. Ce-ați făcut cu mine se numește tâlcărie. Și acel domn care era mai eu, acel domn nu mai eu, nu e nicio problemă, să vedem pe domnul ăsta mai eu. Acum vin după tine, acum o să vin. Nu fugi că vine poliția. Ia uitați cum fugi. Vedeți? Fuge. Nu e nicio problemă. Stai liniștit. Nu e nicio problemă. Domnule, haideți să vedeți, să vedeți. Uitați ce mi-a făcut, m-au tăcărit, mi-au luat telefonul, m-au nenorocit. Veniți să vedeți. Uitați-i.
Uitați-i aici, uitați-i, 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 uitați tâlharii care m-au nenorocit. Și primarul, uite că primarul. Ia, uite aici, ce fătut Dumnezeu. Uite poliția aici. Mă ia mâna după mine. M-au tăcărit, mi-au luat telefonul. E telefon de 60 de milioane la pe abonament. Da? Uitați ce mi-au făcut. De ce fugiți? De ce fugiți? De ce fugiți? Stați aici, domnul tâlhar. Că m-ați nenorocit. Vino aici, vino aici. Vino aici, vino aici imediat. Uitați. Domnule, dacă stăm aici în ploaie, credeți că stăm bine aici în ploaie? Chiar vă rog, haideți la dăpost. Vă rog frumos să înțelegeți un singur lucru. Uitați că se desfășoară o petrecere ziua primarului. Am venit să filmez, constatați personal. Intrați și vedeți, constatați. De ce nu intrați? Da, uitați acolo, uitați, să văd sticle, se văd la masă, să văd, da? Ok. Am venit aici cu alt telefon. Care costă 65 de milioane. Care acesta? Alt telefon. Ia uitați ce mi-au făcut. Ia uitați-vă. Uitați-vă că m-au bătut și mi-au luat telefonul. Aici m-au tâlhărit. Păi unde este? Vedeți dumneavoastră că care mi l-a luat? Eu știu cine mi l-a luat. Da, am văzut că s-a dezbrăcat și a luat-o prin primărie. Verificați camerele. Ne plouă și mai tare dacă stăm în ploaie. Era în autobuz, ia atenție. Vă rog frumos, calmați-vă. Haideți să mergem. Uitați această cameră. Deci există o cameră, da? Vă rog frumos, acum să vă duceți să verificați, pentru că aici m-au bătut. Uitați camera aici. Vedeți că poate să șteargă primarul. Deci aici m-au tâlcărit și m-au bătut. Aici, exact aici. Mi-au luat telefonul de 65 de milioane care l-am luat cu abonament. M-au bătut, uitați ce mi-au făcut. Domnule, haideți să formulați plângere. Aveți camerele aici, da? Haideți să formulați plângere. Ok. Nu, domnul n-a nicio treabă. Da, sigur, sigur. Dar vă rog să verificați asta din față, asta din față. Aici un domn care s-a dezbrăcat, care m-a târât pe jos și a luat-o prin primărie. Împotriva cui vreți să formulați plângere? Sunt împotriva tuturor. Dar tuturor sunt ce înseamnă? Sunt trei persoane care m-au bătut și mi-au luat telefonul. Primarul, așa. Încă unul care era cu el și încă unul. Trei persoane, atât. Mergem la post, da? Da. Haideți, vă rog frumos. Mai avem mașina în față, mergem acolo. Deci, va dura cunoștință, da? Că dumneavoastră să vă verificați la acest moment camerele. Da, dacă vreți să luați o probă, să vedeți cine mi-a furat că telefonul și unde este telefonul meu, că nici nu l-am plătit, domnule, 65 de milioane telefonul ăla. Domnule, consemna absolut tot. Vă rog frumos. Da? Da. Inadmisibil, măi, fraților, vă dați seama în ce țară trăim. În ce țară trăim, într-o țară de tâlcari. Până și la 112, necesit și îngrijire medicală și aici. M-au târât pe jos, m-au nenorocit toată fața tot. Dacă vine salvarea, trebuie să plec cu salvarea, că nu mai pot. Mă doare și tot operat. Da. Dar o să mă sunăți, opresc filmarea, dacă telefonul să mă sunăți. Da, acum îl depun. Vreau să vedeți, vă de a... Sigur. Spune, nu mă ascult. Și dacă să nu rezolvăm nimic. Vă rog, nu nicio...